piesele pe care tu le cânti, da, sunt preferatele mele din ce s-a scos în muzica românească de multă vreme încoace. Am făcut o mărturisire acum, nu cred? Da! Păzările s-a iurite, nu cred, eu am cântat, adică mai am momente când eu am cântat asta. Se rog întoarce de la mine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Câte piese ai la sertare acum? Am le scos. Adică în afara studioului nu am mai cântat-o și vreau să te rog pe tine să o cântăm împreună și să trăiem aici un moment. O să ne vină mănușul. Vreau să te uit. Haide. În premieră, aici, la duet cu Alexandra. Am intervenit repede pe final. Doamne, doamne. Aplauze, aplauze, aplauze. Toată lumea să aplaudem. Bine ai venit, Diana. Bine te-am găsit. Acum am permis să zic așa, că suntem prietene. Da. Suntem prietene de puțin timp, dar
așa cum se întâmplă cu oamenii faini care au intrat în viața mea în ultima vreme, simt o energie, o energie faină. Și da. Simt și energie, să știi, și sunt foarte încântată. Simt că o să țină. Pe deasupra, pe deasupra, eu sunt foarte norocoasă că astea am în emisiune, pentru că piesele pe care tu le cânti sunt kind of preferatele mele din ce s-a scos în muzica românească de multă vreme încoace. Mi-ai făcut o mărturisire acum, nu cred. Da, bine, ți-am mai făcut o dată, da, că nu ne știam personal. Da, știi că am făcut niște story-uri, că tot ascultam în mașină. Da, știu, dar... piesele tale pe radio și eram, da. Oh my God. Mulțumesc mult. Da, și cred că ești una dintre cele mai bune voci din generația nouă. Și cred că să-ți mulțumesc mult că ai venit aici. Eu îți mulțumesc, că îmi face mare plăcere să fiu aici, să știi. Și să cânt cu tine, pe bune. Chiar da. Și... sunt foarte, foarte încântată că avem o chimie foarte bună. Chiar mă bucură chestia asta. Foarte tare. Și pe deasupra mai împărtășim un songwriter de la care am lansat și o piesă recent. Alex Pelin, care scrie absolut senzațional. Da, eu îi zic că e poet contemporan, sincer, că tot ceea ce scrie el mi se pare poezie, poem direct, adică nu-l văd încadrându-se la un songwriter și atât. Îl văd beyond, știi? Tu te-ai întâlnit cu el prin intermediul celor de la DJ Project sau vă știați? Ne știam de prin studio, să zicem. Nu-l știam foarte bine. Când am început cu DJ Project, nu-l știam nici pe el foarte bine. Știa de mine ca voce, dar nu ne știam foarte bine personal. După ce am început și cu DJ Project să lucrez, ne-am cunoscut mai bine, lucrând la Retrograd, Slăbiciuni și după Anotimpuri. Și așa mai departe, da, s-au legat toate foarte frumos. Că da. Eu am fost, eu lucram înainte, în fine, și nu eram în domeniul muzicii absolut deloc și a apărut oportunitatea asta la Atom, unde sunt chiar și acum semnată. Și după, în același timp, a fost și ideea asta cu băieții de la DJ Project, căutau o voce feminină bună, fresh, și Alex Pelin m-a recomandat. Și în acest timp s-au legat toate foarte frumos. Am intrat în industria muzicală cu pași repezi, dar foarte frumos. Pași repezi și cu dreptul, piesele tale s-au dat pe radio și chiar e ceva în zilele noastre, pentru că mai e foarte puțină muzică românească pe radio. Bine, ar fost nedrept să nu fie, pentru că sunt niște piese absolut geniale. Da, da, de acord, de acord. Dar hai că avem timp să vorbim despre muzică. Spune-mi niște chestii personale despre tine. Eu o să încep cu ce știu eu. Știu că îți plac pisicile. Da, te ador. Știu că ești din Roman. Nu cred! Da. Ce drăguț! Eu sunt, le venerez, pur și simplu. Le ador. Așa? Asta e o pisică, are și niște flori. Da, Margarete. Trebuie să ne explici Margarete, exact ce a vrut artistul. După bunica mea. Wow. Pe ea o chema Margareta, da, și am făcut pisică cu Margareta aici. Dacă se vede. Da. Asta e singurul? Da. Plănuiești să mai... Plănuiesc, dar mama nu plănuiește. Da? Păi și să afle cum a aflat și de asta. Da, prin surprindere așa. De la televizor. Se vede, da. Să nu-ți mai faci altul. A durut? Foarte puțin aici, pe partea cozii, în spate. În rest, nu. Și pisica asta este a vrut să fie una dintre pisicile pe care tu le ai sau le-ai avut? Sau... Să știi că e o pisică generică până la urmă, dar poate zine cum se numește pisica. Nu știu, e pisică, habar n-am, nu am o rasă anume, eu iubesc oricum orice pisică, orice face miau, eu râd așa că orice face miau, eu iubesc. Miau? Nu? Pisici cu mustăți. Am crezut că băieții o să se bage în seamă și o să auzim niște mă așteptam să fac miaunături din spate, dar nu erau. Aveau... Ce poveste mai interesantă aveți decât asta cu pisicile? Bă, de băieți, bine, ok. Forget about it. Bun, deci pisici, Roman, deși eu mult timp am crezut că ești ardeleancă, așa cum foarte multă lume crede și despre mine. Nu m-a întrebat de ce, nu știu. Tot, deși ești la vorbă... Da, se simte trebuie, accentul. Da. Nu se simte accentul. Nu? Nu. Nu se simte că e de Moldova. Doar că vorbești destul de repede. Da, și e caracteristica noastră. Dar să foarte multă lume crede că sunt din Ardeal, am mulți prieteni acolo. Și tu. Avem și unul în comun, de Maramureș, de fapt. Ah, da, Paul Ananie, da, știu. Te salutăm, Paul. Da. Mai zi-mi despre tine. Lucruri personale. Ce-mi place și sau ce nu-mi place. Ce vrei tu? Uite, am frică de înălțimi, e o temere mare de-a mea. Okay. E
Deci nu bungee jumping, nu sărim nici cu... Nici o treabă, nu cred că o să pot să reușesc. M-am gândit, am avut un moment dintre ăla spontan, așa, că am zis că, bă, parcă aș sări cu parașuta. Și după aia m-am calmat, când am văzut ce video. Ai vrut să-ți vindeci frica? Da, prin... da, am zis că hai că merg cu capul înainte și îmi vin frica. Nici o treabă. Nu. Mi-am dat seama că sunt fricoasă și mai bine stau în banca mea, îmi place comoditatea în situație de genul și prefer să stau liniștită, nu stau să leșin prin aer pe acolo. Nu. Păi n-are, nu cred că o să fii confruntată cu problema asta foarte des, așa cred că poți trăiești da, cu ea. Da, pot să trăiesc. E mai rău, uite, de exemplu, când am filmat clipul la Miedor, am fost cocoțată. Am fost cocoțată pe niște lăzi de lemn. Da, și chiar mă întrebam ce se ascunde sub fusta aia mișto. Niște lăzi de lemn. Și să nu spui că ai avut, te-ai simțit... Da, pe moment. Nu prea puteam să închid ochii așa, pentru că atunci când făceam eu mișcările alea de zăiță, simțeam că... Da, și de acolo și temerea mea. Atunci poate ar trebui să sar parașuta, că cine știe ce clip o să mai ai de înregistrat. Cum ar fi? Da, și nu. Poate o să trebuiască. Nici o treabă, nu. Asta iasă perfect, nu? Bine, nu. Nu o să mă convingă deloc. Bun. Deloc. Așa, îți place culoarea roz, zic și eu? Eu n-am o culoare preferată, îmi plac toate culorile. Sunt o persoană, consider că sunt o persoană mai colorată, așa, mai veselă, mai... Sunt și zodia gemeni, trec de la o stare la alta și mi se pare că aș fi o persoană colorată. Nu am o culoare preferată, iubesc orice culoare, mă îmbrac orice culoare, la orice oră. Da, îți plac hainele ca tuturor fetele. Îmi plac hainele, da. Cheltui foarte mulți bani pe haine, din păcate. Mănânci? Că pe tine nu se vede. Mănânci dulciuri? Mănânci pizza? Mănânci burger? Mănânc ca să-l trăiesc. Aha. Aia e la, deci nu e o prioritate? Nu e o prioritate. Dacă, eu am zis dacă aș putea să mă conectez asta la... Asta e un lucru care nu-mi place la tine, trebuie să recunosc. Dar vom depăși acest moment. Dacă aș putea să mă conectez la o priză, aș face o excelență. Ar să nu trebuiască să mănânci. Da. Eu nu sunt pofticioasă, nu știu, nu am să zici că, bă, ce aș mânca acum o prăjitură cu... Există nedreptate pe lume. Nu? 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 Nu simțiți același lucru, să înțeleg, nu? Ok, super, super. Bine. Da. Va trebui să cântăm pentru că altfel nu știu dacă pot ieși din această frustrare. Hai să cântăm ceva. Ce cântăm? Ce vrei să cântăm? Slăbiciuni! A, apropo de slăbiciunea mea este zahărul. Slăbiciunea ta este zahărul? Una dintre multe. Dacă eram la capitolul ăsta. Ciocolata, mai exact. Albă sau neagră? Ca să știu data viitoare. De oricare. Că... Pot să o pun și în ciorbă. Îmi place, da. E și grav. Combinație fatală. Și nu mă tratez încă, dar va trebui... Dar nu se vede, să știi. Ei, chiar mulțumesc, nu se vede. Nu ce se vede. Mai vorbim? Ești norocoasă. Da. Te-am zis, de asta aduc eu oameni drăguți în emisiune, să mă laudești pe mine. Ești talentată, ești drăguță, nu ești grăsuță, e perfect. Slăbiciun cântăm. Slăbiciun. Caut textul. L-aveam. Apele-mi tremură, e ok, sunt în regulă. Uite cum ne despart, pașii tăi pe asfalt. Ne pierdem și nu-i ușor, e o luptă a orgolilor. Derapăm neiertat, e urit repetat. Și mă doare uitarea, că ai să uiți să-ți dorești. Mă doare și marea, vreau să mă regăsești. Mi-e gol de tine sufletul, că slăbiciunea mea ești tu. Mi-e gol de tine lumea mea, dar tu ești slăbiciunea mea. Noaptea sunt singură, tu vreau, dar sunt sigură. Haideți să ne împăcăm, iarăși ne îndepărtăm.
e totul distorsionat, de nimic s-a amplificat, pentru ce ne certăm, am uitat să visăm. Ce mă doare uitarea, că ai să uiți să-ți dorești. Mă doare și marea, vreau să mă regăsești. Gol de tine sufletul, că slăbiciunea mea ești tu. E gol de tine lumea mea, dar tu ești slăbiciunea mea. Aruncă moneda în aer și alege timpul să plec sau să ne înțelegem. Cum era, nimeni să nu dezlege. Mi-e gol de tine, sufletul, că-n slăbiciunea mea ești tu. E gol de tine, lumea mea, dar tu ești slăbiciunea. Doamne, ce piese, ce piese, n-ai văzut așa ceva. Cum e la concerte, când toată lumea știe piesele? Care e chiar cel mai fain concert pe care l-ai avut până acum? Da, da, obișnuința. Avem, da, știu da. Ce zici. Cel mai fain concert, cred că cel mai fain concert a fost când am cântat la Craiova, dar știi din ce punct de vedere, pentru că era foarte, foarte multă lume. Și pentru mine a fost o provocare, pentru că a fost pentru prima dată când am cântat la un public așa vast, așa mare. Zeci de mii vorbim, nu? Da, nu, nici nu puteam să văd exact până unde sunt oamenii. Și a fost cu, îți dai seama, aveam niște emoții extraordinare, dar constructive, știi? Uh-huh. Adică cumva m-am descurcat. Da, când întreb chestia asta, multă lume spune același lucru. Chit că nu a fost un concert, că e greu, ce obțin pentru noi artiști din zona dance, adunăm atâta lume. Probabil a fost un eveniment cu mai mulți artiști. Da, da, da. Dar da, da, felul da. În care se simte energia unui public atât de mare, da, e ceva... Te încarci pentru exact. 3 săptămâni. Adică... Și în cazul... 3-4? 3-4? 3-4, ok. Și după aia trebuie ca unul. Dar da. Au avut o perioadă destul de lungă fără. Și la genul ăsta de public, cred că funcționează oricând ai un hit și atunci în momentul în care ai deschis gura, știi că toată lumea e a ta. Cântă. Sau dacă nu, ai, trebuie să ai tu energia care se domini, cred. Altfel e destul de greu. Sincer, da. De asta da. Eu sunt, adică, înțeleg, am avut și eu concerte din astea, dar e foarte greu de gestionat. Eu una prefer, uite, chiar cântările astea acustice, care e puțină lume, că mie îmi place să mă conectez cu fiecare, să încerc să-i cunosc, chiar să povestesc cu ei. Și pentru genul ăsta de big crowd, îți trebuie o anumită atitudine. Chiar auzisem la un moment dat, acum mulți ani, că gen Călin de la Voltaj făcuse niște cursuri din astea de... Entertainment? Da, cumva, de, da. Cumva de psihologia maselor, ca să știi cum să... Pui mâna pe ei, indiferent că-s copii mai în vârstă, indiferent de educație, de preferință. E o chestie. O să încerc sau să-l contactez. Nativ. Da. O să încerc să-l contactez, că nu simt că aș avea un nativ și aș vrea să apelez eu la eu nu am, cursuri. De exemplu, visul meu nu e neapărat să fac o sală a Palatului, ci mai degrabă o sală de teatru național în care să am un concept așa super artsy, intim. Da, știi? Desculță? Care... Ți-ar plăcea da, desculță? Poate că am și un film. Mă rog, sunt destul de mare fană tocuri. Da? Zii, care e filmul tău? Your Dream Concert. Înainte să intru în industria muzicii, visul meu ca... Bine, s-au mai schimbat așa anumite lucruri. Îmi doream, tot așa, într-un loc intim, oamenii să stea cu pernuțe așa jos. Eu să cânt desculță cu o fustă așa ceva lungă până
până la glezne cumva și să închid ochii și să fiu doar eu cu microfonul cumva și să transmit extraordinar de mult și să am joaca asta ale mâinilor atunci când nu știu, aveam eu un film. A, tu te-ai făcut filmul total, coreografie, lumină. Absolut, păi eu când fac un scenariu este pus la punct cu totul, e ceva de vis. Asta înseamnă că o să te împlinești în ce în ce mai mult în înseamnă apariția ta ca artist. Îmi doresc foarte mult să mă implic și să-mi pun amprenta. Cumva acum am fost puțin shy, puțin timidă, pentru că am fost la început și știi, e greu să-ți faci loc și să te înțelegi și pe tine până la urmă atunci când intri într-o zonă ușor inconfortabilă pentru tine, pentru că nu știi cu ce se mănâncă, nu știi ce te așteaptă. Așa cum am prins acum puțin situația de mâini, vreau să mă implic foarte mult. Ca viziune, ca ce mi-aș dori la clip, ce mi-aș dori, cum aș vrea să arăt eu. Idei, pur și simplu, tipare, idei. E foarte bine că ai preocupările astea. Bănuiesc că ai început să mergi pe songwriting, cumva așa să creezi. Sau... Mai greu acolo, nu știu de ce. Nu, încerc să-mi găsesc... Am mai încercat să scriu, dar simt că nu se leagă. Mai degrabă mă descurc pe linii, să compun linii, decât să scriu. Nu știu. Nu e obligatoriu, deși și eu am avut mult timp acest complex. Când au mult apărut... timp, ce înseamnă? Niște ani. Adică eu am început cu cei de la Crush. Da. Scriam cumva împreună, dar ei erau creierul proiectului. Și în momentul în care proiectul s-a terminat și am început solo, mi-am dorit să... poate să am contextul în care să scriu și eu. Nu știu dacă neapărat mi-am dorit, dar au apărut prezențe feminine în industrie care scriau și au conturat niște proiecte foarte personale. Ina Rime, Sveli și așa mai departe. Și Alina Eremia a început să scrie și cumva am avut această frustrare. Dar mi-am dat seama că nu e obligatoriu încă. Adică există songwriter foarte buni care pot să scrie perfect pentru vocea ta și... Și să fie chimie între songwriter și artist. Exact. Și până la urmă, de multe ori am simțit în studio că în momentul în care se scrie piesa e exact povestea mea. Deși cel care a scris-o a trăit-o, s-a filtrat-o prin experiențele lui, dar eu am simțit, asta e despre mine. Da. Bănuiesc că asta... Asta fac și eu. Și asta... atunci o să te întreb, că sunt foarte multe piese nostalgice și așa, The Broken Heart. Da. Ești mai mult pe zona asta? Sigur! Adică acum, în acest moment, ești happy? Nu. Ești solo. Sau happy într-o relație. Sau sau dacă sunt discretă, n-aș vrea să intru în acest subiect deocamdată. N-aș vrea să intru în acest subiect deocamdată. Bine, nu. Te înțeleg, bine. Nu, să nu vorbim. Dar te regăsești mă regăsesc mai melancolică. Mereu am zis și în alte interviuri că sunt o persoană emoțională și mă transpun foarte repede în ceea ce cânt. Sunt un filtru. Preiau tot ceea ce se întâmplă. Și îmi pun eu amprenta. Și timbrul tău la fel sună în zona aia. Acum și mie mi s-a spus că zona asta de armonice unde drama, știi? Da. Ai un tu când cânti, ai un impact. Eu dacă stau așa și tu ești în partea asta și încep să cânt, să mă uit. Știi? Ai impactul ăsta de... Speram să nu zici că în momentul în care încep să cânti, eu plâng. Nu. Îmi atrage atenția, e un timbru foarte special și foarte profund. Știi? Alexandra Ungureanu cântă, știu. Știi? E deosebirea asta de timbre. Da, pentru asta mulțumesc că mi s-a dat. Da, timbru e dat. Restul, ce mai am mai vorbit noi, că aș vrea să studiez mai mult și că sunt un pic putoare. Asta e partea a doua. Dar să studiez aici direct în sufragerie, colegii mă ajută. Nu? Ai colegi de treabă, da, deci e ok. Da, sunt foarte drăguț. În această ordine de idei, așa. Să mai cântăm. Ce să cântăm? Ce să cântăm? Ce să cântăm? Anotimpuri? Ok. Deci de obicei nu știu? Sunt așa de deciși, da, pe acum că playlist-ul ce s-a făcut. E miercuri? Miercuri retrograd, nu înțeleg. Nu știu, există inspirație, există chimie, există energie. Bun, începem cu anotimp. Ce? Uneori când sunt singură și te faci că nu mă știi, nici din când în care fii.
atât de dor când ochii tăi mă vând ușor și mă arunc în gol. Eu tot aș fi găsit cu ochii închiși din atins și cu buza mușcată între dinți, cu soarele înăsfințit. Oricum te-aș fi găsit cu sânul ușor dezgolit, repetând obsesiv, ești naiv, te iubesc până la infinit. Cum te-aș fi găsit? Cum te-aș fi găsit? Și mă arunc în gol. Eu tot aș fi găsit cu ochii închiși din adins și cu buza mușcată între dinți, cu soarele înăsfințit. Oricum te-aș fi găsit cu sânul ușor dezgolit, repetând obsesiv, ești naiv, te iubesc până la infinit. Cum te-aș fi găsit? Doamne Dumnezeule, dar vedeți și voi ce muzică, domnule, se scrie, da, n-ai, la... Asta m-am ascultat-o pe repeat. Am fost la un dat într-o vacanță în ianuarie și am venit departe de la Satul Mare și am ascultat-o pe repeat în mașină. Și atât de faină stare îți dă când ești așa la drum lung. Și nu numai, oricând, e o piesă superbă. E o piesă superbă. Îl salutăm și pe Spike cu ocazia asta. Da, bună Spike. Ideea următoarea. Yeah. Eu când am tras anul timpuri... O să spun asta. Momentul e premieră? Luați, notați. Nu știu dacă e premieră, nu știu, nu cred că... Zi așa, să fie bine, zic că n-ai... Da, cred că e premieră. Bun, bravo! Deci eu când am tras anotimpuri, sufeream eu. Eu la ordinea zilei. Da. Și piesa anotimpuri am tras-o în... Nu știu, nu pot să zic acum fix în minute, dar foarte repede. Adică mi-a mers mănușă, n-am stat să mă chinui pe ea, n-am stat să pun, nu știu ce, eu știu, inflexiuni, floricele, nu. Am tras-o cap-coadă, Vlad Lucan a făcut tot, și a ieșit piesă și toată lumea era. Inclusiv eu eram, nu cred, eu am cântat, adică mai am momente când eu am cântat asta. Știu ce zici. Da. Și pe lângă faptul că ai vocea asta excepțională, dar știu că uneori, adică cea mai mișto bucurie pentru un artist e când îi place, domnule, și mândru, și e te miri, dau băi, da. Și eu când aveam piese care îmi plac, le ascultam pe repeat în mașină, adică nu te mai saturi. Nu te mai saturi de tine, e un narcisism. Bă, da! Da, dar e o bucurie foarte faină, da, și uneori am pierdut-o. Nu se adică compară cu absolut nimic, eu sincer. Eu n-am scos niciodată piese în care să nu cred deloc, să fie un compromis major. Dar uneori n-a fost bucuria aia, știi, când ieși din studio, mama să-ți vine să te duci acasă sau în mașină, o pui într-una și nu te mai saturi. Da. Uneori am pierdut asta și am zis că probabil e un semn că nu... Nu, știi care e chestia? Nu că e un... Bine să zici că e un semn. Sau nu părerea poate să fie mea... tot la nivelul ăla, să fie tâșnirea, inspirația. Exact. Părerea mea e că unele piese, cum ar fi anotimpuri, sau poate o piesă de-a ta care îți place foarte, foarte mult, știi, nu se fac. Poate nu se fac la distanță de 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani. E adevărat. Știi? Depinde de dar cum... Dar tu le-ai avut mai una după alta? Nu știu. Eu sunt... Și sunt foarte curioasă ce mai pregătești. Câte piese ai la sertare acum? Am destule. Destule, am destule, nu? Cât să... Aha. Cât să... Individuase, de ce să nu? Sunt. Ce să mai țin, nu mă zic nimic, mă bag aici, într-un colț. Sunt multe piese frumoase, dragi mie. Abia aștept să le scos chiar. Da, cred că prin toamnă încolo
vom vedea exact cum stau treburile. Deocamdată am și piesa mie Dor lansată acum în iunie și... Mm-hmm. Foarte faină și asta. Sunt lucrurile să curgă de la da, tine. Da, să curgă, curg bine, chiar sunt cu ochii pe tine, sunt absolut... Mai ales că acum ne cunoaștem mai bine știu deja. Știu unde stai. Girl! Da, vorbeam mai devreme de genul ăla de concert intim așa și pe artistică raie, dar cu siguranță ai gustat și de ce înseamnă bumții. Am gustat. Clubăra, împreună cu cei de la DJ Project. Am gustat așa cu cei de la DJ Project. Păi iau chestia. Crush, am simțit și energia nu? Aia. Da, am o zi ce... Știu, uite, ce lansezi. DM chiar. Da, ce lansezi acum e mai miau-miau, e mai pe suflet. Pe, în schimb, cei de la Crush, cei de la DJ Project, ei având... cum să-i zic, energia exact, aia în piese. Și au background-ul ăsta da, de DJ. DJ cu... Exact, exact. Când m-am lansat cu cei de la Crash, se cânta EDM, nici măcar nu era pop dance, deci era electronic dance music, știi? Și chestia asta mi-a început să-mi placă foarte mult. Am împrumutat-o de la ei, că veneam tot din zonă de muzică ușoară, tu veneai, culmea, din muzică populară. O să vorbim și despre asta. Da, dar vreau să, că ție ți-am spus, n-am apucat să spun... și să-i salut... pe această ocazie, pe toți cei cu care mă întâlnesc și încă, adică mă recunosc oareșcum după față, dar cred că sunt Ellie White, care a cântat cu DJ Pro, zice, aaa, te știu, ce faină e piesa aia ta, Hoteluri. Mă rog, nici mă, era hotel, că da, Hoteluri, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu eram eu. Ups. Da, mă rog, avem legătura asta cu cei de la DJ Pro. E ok, Project, eu când... Salutăm da, salutăm pe băieții de la DJ Project și pe Spike. Vreau să-l aduc și pe Spike în emisiune, dar am înțeles că e greu de prins. Te înțelegi bine cu el? Îmi pui o pilă? Pot să vorbesc cu el. Da? Să, da, da, să zic. Bine. Îl bârfim acum. Rezolvăm. Când am, nu, rezolvăm. S-a spus că e arogânțel. Acum nu. Nu, nu e, nu e, el nu e arogânțel. El e, știi cum e, așa-l văd eu pe Paul, un introvertit, extrovertit în da? Același timp. A, nu, că și despre mine s-a spus asta, înțeleg perfect. Nu, bă, poate ne, mă caut să ne arăți că nu... Să vină la emisiune. Spune lumea. Și așa am declarat acolo camera, da. Și așa am declarat că sunt îndrăgostită de vocea lui la Bravo Isil, am defilat pe o piesă de-a lui și în perioada aia aveam un crush cu Rockstar. Am okay. Da, altă piesă care uite, că ziceam că nu se mai scrie muzică bună în România. Mai da, puțină. Scrie, și astea sunt piese care o să rămână. Că în rest simt că se scoate foarte multă muzică și foarte de consum. Da, adică azi trec. E planul... Da, tu nu mai știi exact care, cum, da, exact. Nu sunt cu consistență unele piese. Uh-huh. Și poate și de asta, că acum vorbesc despre mine iar. Vorbește, că de asta... Poate și de asta piesele astea, Slăbiciun Retrograd, Anotimpuri, piese cu consistență și cumva și-au pus bine amprenta asupra a tot ceea ce se întâmplă. Știi? Și de asta poate au avut succes. Au și emoții și o să rămână asta. Da, n-au fost așa lansate treacă fie. Au fost gândite, au fost... Băi, scoatem ceva... ca să fie mulțumită toată lumea, să simtă fiecare, bă, ăsta, da, bă, ăsta e hit, sau asta e piesa care ar trebui lansată dintre 5 ce mai avem noi, 5 demo-uri, să zicem, în studio. Așa e, se simte și se mai simte că ai în spate o echipă profesionistă. O echipă foarte important. Senzațională. Asta trebuie să știe și lumea, că un artist, oricât ar fi de talentat, nu poate să facă. Nu poate să facă nimic. Deși, în România, merge mult pe improvizație și lasă-o că merge așa, dar se simte. La un moment dat, nu mai dar merge, că te pierzi. Nu e valabil, te evapori. Și nu. Se simte că ai oameni în spate care știu ce fac și știu să te pună în valoare și... Da, sunt bravo lor și profi. Pentru asta și bravo ție. La Tom. Dar povestește-mă un pic cu Populara, cum ai început. Da, ce să zic, am un background de extraordinar, de la sentimental, la am cântat Populară. Cu asta ai început tu să cânti? Da, când ai... da, de la vârsta de 12 ani am început să cânt muzică populară, ai mei erau foarte încântați, îți dai seama, eu venind dintr-un sat... știi cum e viața la țară? Se ascultă foarte multă muzică populară, inclusiv eu și acum dacă ascult muzică populară, văd un ansamblu pe scenă, mi se face piele de găină, trăiesc chestia asta, da, așa am crescut. Mi se pare normal, e parte din tine. Da, e parte din mine. Și ai mei au luat, mă rog, legătura cu cineva de acolo, de la mine, cu domnul Costică Matei Crengă și interpret de muzică populară, că fata mea vrea să cânte, ce-ar fi să...
Și am început să fac în timp, în an de zile, am început să fac un CD de muzică populară. Și în timpul în care făceam acest CD, aveam și diferite festiv, nu știu dacă aș putea să le zile ale comunelor. Te duceai la știi? Cântări, cumva. Da, cântări. Te plăteau? Cântări. Erai mică, da, de obicei. Da, ce bine. Cu o sumă modică, acolo, o sumă acolo pentru mine, cât să-mi iau premii de Adidas. Nu, că la nici nu le dă, că zice, lasă, că au timp să se lanseze, să se afirme, știi? Bine, da, îți dădeau. Da, da, știi, dar e pentru mine perfect. Că aia eram încântată, făceam banul meu. Eram. Da? Știi ce? 2 milioane, ai grijă, vezi că nu mai am nevoie de banii tăi, știi, eram... Da, e un sentiment plăcut să-ți faci... Absolut. Bine, câți ani aveai? 12 ani. Iată. La 12 ani, 12-13 ani am putut să-mi dau seama să-ți faci tu banul tău din munca ta și a fost o satisfacție extraordinară în momentul acela. Bravo, te-ai descurcat. Da. Păi, dacă tot am vorbit, ne cânti ceva? Să mai cânti ceva? Pe populară. Haide, că te-am vrut de populară. Auzi, dar n-am dat și noi noroc. Te-am pus și un pahar de vin acolo. Noroc, bine ai venit. Succes găsit. Mult cu proiectele în mutarea. La fel și ție. Mersi. La fel. Cheers. Să ne vedem peste 2 ani și să ne mândrim cu proiectele noastre. Și mai repede. Ce? De ce râdeți de mine? Ah. Ce s-a întâmplat? Nu râdeau de mine, nu știu de ce. Că suntem achitoare despre asta, nu? Da, bine. Tăiați la montaj. Moldovence. Ah, da. Da, mă. Am uitat. Moldovence amândoi. Ce să cântăm? Apucăm să chiuim. Ce să cântăm? O populară, ceva. Băi, uite, ce? Dacă tot suntem din, mă rog, din partea Bucovinei, cântă cu Batălvina? Să cântă... Că răsună în Cernăuți. Batălvina. Că răsună în Cernăuți. Da. Începem. Cântă cucu, Batălvina, de răsună-n Bucovina. Cântă cucu, Batălvina, de răsună-n Bucovina. Cântă cucu, într-un brăduț, de răsună-n Cernăuți. De răsună-n Cernăuți. Cântă cucu sus pe casă, toți feciorii stau la masă. Cântă cucu sus pe casă, toți feciorii stau la masă. Nici nu beau, nici nu dar sunt supărat și cântă. Nici nu beau, nici nu mănâncă, dar sunt supărat și cântă. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Mai cântăm o strofă împreună? Hai! Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Că de piere straja voastră, moare România noastră. Mare România noastră. Cântă-și pe asta. Mamă, dar ce fain îți sună.
N-aș fi zis. Deși tu ai un vibrato foarte special, care n-aș fi zis că vine din zona de populară. Adică și e natural. Că știi cu cine vorbeam despre tine la început? Că, Doamne, unde a apărut vocea asta? Adică, unde? Da. Și vorbeam cu Florian Ruscu, care știu că te-ai mai intersectat pe studio și ai avut, l-am dat o sesiune și nu, e natural așa, cântă ea și cântă zid, cântă CD. Și că știi că n-ai, până n-auzi o voce live, da, știi foarte bine că în studio se pot întâmpla lucruri, da. Și nu, e foarte, foarte bună. Și Doamne, ce vibrație specială, foarte mișto, bravo ție. Mulțumesc mult. Mulți au crezut că vibrato e de la muzică populară, eu nu consider. Eu nu știam asta și nu, adică nu mi-a dat de acolo. Nu, e ceva ce am descoperit eu pe parcurs, mi-am dat seama că pot să fac asta cu vocea mea, că nu știu dacă l-aveam, nu știu dacă puneam în aplicare, știi, acum câțiva ani în urmă. Mm-hmm. Acum, recent, de când am început să lucrez cu Vlad Lucan, Marian Dorobanță, mi-au redeschis cumva vocea, nu știu, cred că sună super ciudat când zic asta. Te referi la felul în care... Da, ciudat în bine. Adică ai lucrat foarte mult și ai descoperit chestii noi la vocea ta, da, unde poți să te duci, da, sau vorbești de producție în sine, de ce... Nu de producție, ci de timpul meu mi-a oferit o încredere, fără ca ei să știe că mi-o oferă, pur și simplu în studio, vibe-ul acela pe care l-am simțit și mi-am deschis eu așa, nu știu, m-am descurcat eu, adică eram în lumea mea acolo în studio, când trăgeam piese, mă conectam foarte bine. Cred că asta aș putea să zic, m-am ajutat să mă conectez foarte bine cu ceea ce cântam. Fără ca ei să-mi zică ceva anume, ci pur și simplu prin energia lor. Bă, fix despre asta e vorba. Da, când se întâmplă lucrurile la timpul potrivit, cu oamenii potriviți, atunci este treaba. Iar pe tine, practic, toată lumea te-a auzit, dar eu nu mai știu, ai apărut în clip la Salcâmii? Sau da, doar că... Stai că nu mi-amintesc, nu mai știu clipul, dar piesa asta suna de peste tot. La fel am crezut că e o voce piciuită, că nu părea să fie ceva real. Zicem, nu, e o voce piciuită, nu-mi dădeam seama cum ar suna originalul. Toată lumea se întreba cine e fata asta, de unde, se auzea peste tot. Știu că atunci eram la mare și am fost întâmplător, intrasem într-un club. Eram cu într-o gașcă și avea Spike concert și da, piesa asta, dai seama, s-a cerut de la început, la mijloc, la final și bis. Da. Cum da. Ai ajuns să faci piesa asta? Păi el este tot la Atom, unde sunt și eu. Suntem colegi de branșă, de colegi de label și așa s-a născut piesa. El avea nevoie tot așa de o voce feminină pe Salcâmii și m-am încadrat eu. Pe refren. Și a ieșit. Dar tu știai piesa originală cu... Piesa originală, Tudor Gheorghe. Da, Salcâmii, da. Și știi de unde știu? De la fratele meu. Eu de Tudor Gheorghe am auzit de la fratele meu mai mare. Asta pot să... Mulțumesc, Ovidiu! Mai ai? Da. Și ați frați? Nu, nu. Am doar un frate mai mare. Și el cântă? Sau îi place muzica, dar nu cântă? Îi place muzica, dar nu cântă. A cochetat puțin prin clasa a 8-a, tot așa, muzică populară, dar după aia nu... N-a fost să fie. Da, e pe alt domeniu acum, e pe silvicultură. Ne cânti un pic din Salcâmii? Da, sigur. Please. Au nebunii Salcâmii de atâta primăvară. Gândesc buiați prin ceruri cu tot sufletul pe afară. S-a împătat pădurea verde, păsările s-a iurite. Și tu vrei să fiu cu minte. Mamă, ce tare sună. Dar tu nu poți să o cânti pe asta în concerte, că e mult partea lui pe piesă. Da, e piesa lui și eu intervin doar pe refren și n-aș avea. Adică dacă aș putea să cânt în concerte, să fac un mashup. Uite, te văd cu paharul ăsta. Da. Și-mi faci mă țin poftă. De el. O să mă țin și eu. Da. Bun, foarte bun. Bem noi și băieții se uită la noi, de asta e. E mai complicat, cât că dacă nu mai ascultă ce din urmă, da, bine. Dar începeți așa de miercuri?
e riscant și cu degetele să cedează primele, poate la noi mai ținem aici cu... Mai controlăm vocea. Vreau să mă ajut să fac un moment la care țin foarte mult, pentru că am lansat și eu cel mai recent single, cum se spune, ca la carte, ca la textul de pian. Cel mai recent single e o piesă scrisă tot de Alex Perin. Uh-huh. O știu. Produs împreună cu Vic Chirez și îmi place la nebunie, să nu știu, vreau să te uit. Și n-am mai cântat-o până acum în formulă, adică în afara studioului nu am mai cântat-o și vreau să te rog pe tine să sigur, o cântăm da. Împreună și să creăm aici deci un moment. O să-mi vină, o să ne vină mânușa. Da? Da. 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 Ok. Hai că sunt, let's do this. Trebuie să zic că sunt... S-ar putea să trăiască să mă uit și eu pe text, pentru că necântând-o de când am tras în studio, well... Ia să caut și eu well, textul. Să fim siguri. Îmi place la nebunie, eu mai lucra cu Alex în formula Kazibo, era cu Nagoale și avea proiectul Soundland. Am mai avut niște piese. Da, cred că, da, nu știu. Da, și tot așa, la un anumit timp ne tot întâlnim și îmi place mult de tot. Piesa asta, mă rog, fiind și vara, așa cred că a fost un pic, cred că era bine, mai bine dacă dădeam un pic în toamnă, că e un pic mai nostalgic așa, dar oricum sunt super mândră de ea și... abia aștept să o cânt și la mie concerte. Mie nu mi se pare, mie îmi place foarte mult dropul acela, instrumentalul. Și a, ți se pare că are power, da. Nu o vezi ca o piesă melancolică? Da, nu știu dacă, mi se pare timing ok, dacă mă întreb pe mine. Vreau să te uit. Haide. În premieră, aici, la duet cu Alexandra, de exclusiv. Yeah. Deja e faptul consumat, sunt jumătăți de adevăr egale. Ce ai putea să îmi ascunzi când te citesc în intențiile tale? N-au zăul tu cobori, eu liftul pe scări. Mai mereu ne întâlnim între etaje. Îmi spui ce vreau să aud, cele mai dulci minciuni. Și ce-am pierdut, vreau să te uit, te uit. Sărutul la tonal de rămas bun, el a trecut, trecut. Nu-mi cere să închid ochii, nu mai eu. Cumva să minți în ADN-ul tău. Hai spune-mi ce-am avut și ce-am pierdut. Să te uit, te uit. Eu mă opresc la fel și tu. Ai vreo unei ploi de vară, căzute pe asfalt încins, cu strop mărunți doar să dispară. Ai crezut că învingi, reușind să mă stingi, mai mereu lovind pe ce vreau să aud, cele mai dulci minciuni nu mai ascult. Hai spune-mi ce-am avut și ce-am pierdut. Vreau să te uit, te uit. Sărutul la tonal de rămas bun, el a trecut, trecut. Nu-mi cere să închid ochii, nu mai eu. Ce-am pierdut, vreau să te uit, te uit, te uit, te uit, vreau să te uit. Eu îți mulțumesc că am asistat la momentul ăsta. Deci tu ți-am zis când cânti, mai ales când ai acolo mulțumesc frumos. Am făcut premieră. Și tu? Mai am o piele de găină pe aici. Wow, nu. Ce drăguț. Da, îmi place mult piesa asta și feeling-ul a fost similar cu ce ai povestit tu la anotimpuri. Tot așa am auzit piesa din mai multe demo și am zis ok, that's my story. Și am tras
foarte repede, s-a legat. Da, a fost. Da, 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 și mai am una în pregătire cu Alex. Sper să reușesc să scot la toamnă. E, are vibe de toamnă? E mai toamnatic, da, așa? Da, mai... da, da, dar are o scriitură foarte specială, că și mie îmi place să mai ies din zona mea de confort. Asta e clar pe vocea mea și să mă duc să mai explorez, știi? Da, că, da, cine da, știe, da, poate bine, ceva. Foarte bine. Da. Dacă scoatem amândouă în toamnă, o să vedem. Facem un fit? Da. Sigur. Bine, trebuie să întrebăm, știu că trebuie să întrebăm, că de capul nostru dar nu ne lasă. Dar mie îmi place să cânt. Știu, eu, știu, eu dar... sunt foarte fericită că am venit aici, pentru că mie îmi place să cânt. Da, noi și noi niște oameni care trebuie să zică, da, nu, se ridice pixul, nu? Voi da? Are uite, avem pix? Aici are. Niște, nu știu dacă contează părerea ta, dar s-a notat că avem un da. Avem un da și încă un da. Bun, mulțumim frumos. Mai avem un da? Mai avem un da. Acolo, gata, mai acolo. Suntem în echipa voastră acolo. Da, da. Zim de vacanțe, de ce îți place să faci în timpul liber. Unde vrei să te duci? Vacanța visurilor tale a fost, urmează, unde? Mare, munte, Honolulu, nu știu. Îți place să călătorești? Mai am concert, mai am evenimente. Ah, deci nu vacanță. Deci treabă. Nu vacanță. Așa. Iar cu restricțiile acestea, nu știu, de prin toamnă ce o să mai fie, nu vreau să mă pronunț, dar mă rog, nu pot să-mi fac planuri, absolut deloc. Știu sigur că vacanța, vara aceasta nu o să am nicio vacanță. Ok. Și poate din toamnă dacă... Te văd un pic supărată? Nu sunt supărată. Nu ești, 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 un pic. Sunt. Dar o să ții revanșa la anul, ești tânăr, ai timp. Să se ducă asta cu restricții. Dar unde vrea să te duci? Acum, dacă ar fi să apeși pe buton. Take me, engage. Sincer, aș vrea să merg, o să sune, vreau să merg în China. Am o prietenă, am o prietenă... Am o prietenă care e născută în România, dar e chinezoaică. A, da? Și cumva mi-a deschis așa... Cum o cheamă? Numele cum o cheamă? Julie. A, Julie, dar e undeva. Kaishi. Așa, ceva. Kaishi. Aha. Da, mă rog, ceva de genul. E un nume complicat, China, n-am putut să-l citesc ca lumea. E născută în România. A venit cu tot cu părinții ei și ea a fost născută aici. Și cu ea am stat de vorbă și mi-a zis cum e China și că... putem merge împreună să vizităm nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce și eram vreau să merg în China. O să vină și momentul. O să vină și momentul, dar mai așteptăm puțin. Vreau să explorez un pic și zona asta asiatică cumva, pentru că nu n-am fost. Chiar n-am fost. Singurul continent în care am călătorit a fost mai exotic. Mă rog, mai diferit a fost în America. Ai fost în America? Da, în America de Nord. Dar ai și cântat? Nu, am fost cu programul acela Work and Travel, când a fost cu perioada facultății. Da, și am lucrat ce ai făcut? Acolo. Ai lucrat? Am lucrat. Am fost un fel de Cinderella cu prințesă. Pentru că am început cu housekeeping. Ok. Și după, pentru că au văzut că am engleza ok, m-au pus pe front desk, m-au pus la hostess. Da, și cumva de la, că râdeam de mine, că de la Cinderella am ajuns la prințesă direct. Și n-ai simțit să rămâi? Nu. No? Nu, pentru că știam că vreau să fac muzică. Adică păi și acolo, dacă you make it there, you can make it everywhere. Sincer, eu știu ce spui, doar că eu sunt genul acesta de persoană care dacă începe cu ceva, aș vrea să fie aș vrea să încep în România, okay. Prima dată să-mi fac aici locul, ca după să visez și internațional. Nu vreau să o iau pe 7 cărări deodată. Așa sunt eu, nu știu, așa. Dar câți ani aveai când ai făcut asta? Când ai fost 19 ani. Iată. Da. Mai cântăm și noi ceva. Mai cântăm ceva. Ce mai cântăm, copii?
că m-am încărcat frumos cu piesa asta. Jessie Ware e una dintre preferatele mele, da, Wildest Moments e una dintre preferatele mele all times. A ta care ar fi când te gândești la piesa? Cum vreau să pun? În orice moment, în orice stare ești, să zici, asta e preferata mea. Am anumite piese de top 10, empowerment. Top 100, top 50. Top 10, să zic așa. Am anumite piese care mă încarcă pe mine emoțional și le mai pun din când în când. Ca artist, de cine îmi place mie și mi-a plăcut dintotdeauna a fost Rihanna. Adică ea este pe primul loc. Dar n-am mai scos ce? Păi, ce bârfesc, păi, băi! Alo! Între noi, care mai vă faceți de râs. Bine, da, vă rog frumos. O emisiune aici, o emisiune. Așa, așa meritați. Pentru finalul cântecului trecut, faceți-vă de râs unul pe altul. E ok. Între cele două pahare e cel mai bun. Deci, vedeți, dacă vă dădeam și să beți, era ceva rău. Eu știu ce fac aici. Mă rog. Dar Iana n-a mai scos de mult piese, dar scoate cosmetice. Ea, da, în calitate de fană ți-ai luat Fenty ca să... Am avut produse de cosmetică, am avut, da. Păi mă gândeam că te-au prins, adică asta a fost gândirea, fanii muzicii ar tăbărât și pe merch. Plus că produsele, da, merg, produsele, nu știu, sunt bune. Ce o pudriere aici? Face reclamă? Vă supărați pe noi? Nu, suntem pe YouTube, face reclamă ce vrem noi. N-are nevoie, Rian, oricum se descurcă, cred. Eu cred că cu milioanele ei în cont deja ce vorbim noi aici. Crezi că sughiță, Rian, că vorbim de ea? În somn, sughiță, în sigur. Somn. În somn. Care e artistul preferat? Este parte din mine, cumva, tot așa, s-au întâmplat niște energii ancestrale, niște stele s-au aliniat, pentru că avem timbrele foarte asemănătoare. Și am fost la ea, am trăit-o și pe asta, pot să zic că am bifat-o dintre lucrurile de făcut într-o viață, am fost la ea la concert în Las Vegas. E, drăguță, jumătate de concert am plâns, nu puteam să mă opresc, n-am văzut nimic, nu puteam să mă opresc din plâns, de emoție, când am văzut că intră pe scenă, mi s-a pus un nod, aici am început să plâng. După aia, când mi-a revenit, s-a terminat concertul. Așa a fost. A fost huge, a fost super măcar emotional. Măcar ai dat un check, știi? Da, știi că ai avut-o în fața ochilor. Așa, m-a apărut pe DVD, că s-a imprimat culmea din sutele de concerte care au fost în Las Vegas, la... Am uitat cum se cheamă acolo, unde făcea ea. La acolo, la un hotel din ăsta mare, cu un amfiteatru superb. În seara s-a tras materialul pentru DVD-ul care a ieșit. Se vede, eram roșcată pe vremea aia. Se vede freză roșcată la un dat. Eu sunt! Erai cu lacrimi în ochi, nu? Băi, da, și am visat. I s-a scris femei pe mail managementului la hotel, la Caesar's Palace, așa mi-am să aminte. Ok. Da, mi-aș fi dorit foarte mult că, băi, una din România a venit mii de kilometri și cântă ca tine. Vrea să cheamă și pe aia pe scenă pentru trei versuri. Nu s-a putut, nu. N-a vrut? Nu. Nu știu cum are somn noaptea, că nici acum nu știe ce a ratat. Nu m-a chemat. Corect, mă. Bune. Nu știe. Să-și chiar așa trăiește viața în continuare, în ignoranță. M-am supărat. Bine. Gata. Vrei să mai cântăm ceva de... Să-mi treacă supărarea. Am cântat cel mai recent singurul al tău, este superb. Îți mulțumesc tare mult că ai venit. M-am simțit absolut minunat. Și chiar simt că o să mai facem lucruri împreună. Cred că e doar începutul, nu știu de ce avem feeling-ul ăsta. Să ne distrăm și să bem, o să mai cântăm. O să fim prietene de pahar și de, da, de muzică. Yes! Mi-e dor. Da. Ce păcat că nu-ți mai amintești de noi și mai lăsai plângând pe nemoi. Dar mă cunoști cum de nu te gândești că voi veni la tine în brațe sau în versuri de pe foi. Trec cu prezent, ești viitor. Sunt ca un ceas în care timpul a ruginit de dor. Te rog întoarce de la mine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Și strânge-mă în brațe că mă prăbușești când lipsa lor. Și pot să fiu lângă oricine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Tu strânge-mă în brațe că mă prăbușești când lipsa lor.
cât de dormi s-a avut vocea ta la infinit. Te-aș pune ca un cântec fericit, vino să-mi aduci liniștea. Mai stai un timp, mai stai un timp. Trecut, prezent, ești viitor. Sunt ca un ceas în care timpul ruge ni te dor. Te rog întoarce-te la mine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Și strânge-mă în brațe că mă prăbușesc în lipsa lor. Și pot să fiu lângă oricine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Mă în brațe că mă prăbușesc în lipsa lor. Nu am cerut mai mult decât ți-am dat vreodată. Nici stelele, nici luna, nici soare și nici nori. Și de ar fi să stăm tot cu ce-n întuneric, doar tu ai putea să mai dai viori. Te rog întoarce-te la mine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Și strânge-mă în brațe că mă prăbușești în lipsa lor. Și pot să fiu lângă oricine că mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Tu strânge-mă în brațe că mă prăbușești că-n lipsa lor. Mulțumim frumos!